Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar dacă ar trebui să dăm bacșiș numai pentru servicii excepționale, am dat în foarte puține situații, că sunt foarte puține servicii de-astea publice care sunt excepționale. Păi nu, adică, de exemplu, la restaurant. Dau întotdeauna. Să zicem, chiar dacă nu ești servit foarte bine, chiar dacă ospătarul nu zâmbește, chiar dacă sunt anumite carențe, dau. Te gândești că acolo bacșișul nu este doar pentru ospătar, este și pentru bucătărie și pentru femeia de serviciu, pentru o gașcă întreagă de oameni care contribuie la masa din fața ta. Nu știu dacă se mai face așa, dar cu ceva timp în urmă, chelnerii strângeau bacșișul, se punea tot într-un loc și de acolo, la sfârșitul zilei, se împărțea, bucătarul lua și el, șeful de sală lua și el și așa mai departe. Nu că am întâlnit oameni care spuneau, da, ce, ăsta ajutea, nu sunt banii care rămân doar la chelner? Nu, se împart la oală, cum se zice, cu toată lumea. În schimb, în cazul de față cu ride-sharing-ul, omul ăla este responsabil de serviciul pe care îl face și este singurul beneficiar al ciubucului. Și atunci eu consider că trebuie să-l primească dacă îl merită. Deci tu la taxi, adică dacă nu e mașina curată, dacă ăla vorbește toată călătoria cu căscuță, cu un prieten. Tu la taxi nu dai? Eu dau doar în cazul în care taximetristul nu are rest. Dacă face plăcere călătoria aia, adică dacă simt nevoia să ducă, el și ce face ție bani? Plăcere la o călătorie cu taxiul? Nu știu, să fie mașina curată, să conducă la civilizat, să facă conversație. Interesant. Una din toate astea. Dar la curier, dau dar la curier, la curier dai? La livrator, curier, când ți aduce ăla pachetul, nu prea... punga cu mâncare. A, la mâncare? Da. Eu la mâncare dau, v-am mai zis odată. Eu nu dau niciodată ciubuc. Știi că la mâncare poți să dai ciubucul în momentul în care plasezi comanda. Da, dar nu contează forma. Niciodată. Da. Îi dai lui în mână. Îi dau lui în mână dacă ajunge la timp, da, și dacă vine cu ghiozdănaș. Că se întâmplă câteodată să vină unii, dar poate a vin lăsat cu punga aia de mâncare rece sloi, că ei nu mai pun în... Dar și fac o țină în mână pe bicicletă? Sau? Nu, aia care vin cu mașina. Mi s-a întâmplat de mai multe ori și de atunci am zis, gata, stop, nu mai. Dacă nu vine spui, cu... Ce să-i spun? Spui când se aduce în pungă... Da, bravo, ai venit cu ghiozdănel, uite, ciubuc. Nu, nu-i spun nimic. Păi să înțeleagă, îi dai feedback, adică omul se corecteze, nu? Eu nu cred că sunt relevant. Știi ce zic? Adică... Cum? Păi, dar tu cum adică nu stau să le fac educație livratorilor. Eu mi-am dat seama că eu dau șpagă, practic, deci la frizer întotdeauna, la taximetrist întotdeauna, la livratorii de mâncare întotdeauna, la curieri aproape întotdeauna. Nu întotdeauna. De multe ori le zic să lase pe preș și uit. Nu, dar când mă văd cu ei, le mai las, ca să fie oamenii fericiți. Da. Tu? Cam peste tot. Da. Și eu, da, sunt prost din punctul ăsta de vedere. Dar e cineva care nu... În sensul că nu țin cont prea mult de serviciu, trebuie să mă enerveze foarte mult ca să nu las. Da. Dacă stai să vorbești, mai ales cu băieții care livrează mâncare, îți spun că cei mai mulți nu lasă șpagă. Nu le lasă. E foarte posibil. 0372069599. Când lăsați bacșiș, prieteni, în primul rând, și în ce condiții? Numai în situații excepționale, așa cum face Luca, să fie serviciu... Țâță de mâță, să fie curat, să meargă cum trebuie, să nu știu, sau lăsați întotdeauna by default? Și dacă nu lăsați, de ce nu lăsați? Dar la livrator lăsați? Și dacă avem curier pe recepție, livrator de mâncare, e cam de vreme pentru asta, e 7:30, dar poate cine știe, se duc la serviciu. 0372069599 și curier cred că avem. Care e experiența voastră, prieteni, cu clienții? Vă lasă bacșiși? Cine lasă mai mult bacșiș? Vreau să știu și eu. Sunt oamenii aia bogați, așa, care se vede pe ei, lasă bacșișul grase, sau mai mult sărmanii și săracii lasă bacșiș? De lui Luca, tu ei lăsa bacșiș dacă ți-ar pune întrebările frumos la dublu sau nimic? Mie personal? Da. Păi, dar eu nu joc în... Dar dacă ai luat, să zicem, 800 de euro. Ei lăsa și lui ceva bacșiș? Da. Nu, că nu e serviciu excepțional, e serviciu de rutină. În general, despre bacșiș vorbim în dimineața asta. Da. Despre ciubuc. Mulțumim. Mesaje, atenții, telefoane, hai să vedem. Da, uite, primul care ne mulțumește este Cristian din Arad. El spune, la fix ați vorbit de bacșiș, chiar atunci trebuia să las clientul și l-a simulat să-mi lase și mie 3 lei ciubuc. El e șofer de ride-sharing, da. Bună asta. Bună dimineața, Dan. Salut. Neața. Salut, băieți. Ia zi. Client sau curier, meseria și șofer? Client dau bacșiș după cum mă inspiră persoana din față. Aha. Adică la ce fi o chestie psihologică, chiar dacă nu o recunoaștem, acționăm în mod natural. Uite, ieri la venire spre București,
am oprit în Ploiești, unde mănânc de obicei o celor de burtă, care e cea mai tare din sud-estul Europei. Okay. Acolo era o fată ucraineancă, doamne, care m-a impresionat, aproape m-a șocat. Știa limba română la perfecție, foarte elegantă. Și numai că avea chestia asta, dar mi-a și spus că papanașii sunt ăia de pe listă, adică cum mi-a povestit ea, nu cum credeam eu. Aha. Pentru mai n-am avut niciun fel de soluție să nu-i dau vaccin. I-am și mulțumit și i-am spus că ai dreptate, a fost foarte încântată. Și am zis, cum se simte aici la noi? A zis, e țara mea. Dom'le, când auzi chestii dintre astea, n-ai cum să nu lași vaccin. Chelneriță era asta, zice? Da, chelneriță. Da. Chelneriță. Era o fată la începutul carierei. Se vedea că are alte instrucții. Nu... Era la un loc de muncă. Da. Te-a făcut din vorbe. Domnule, sunt de apreciat oamenii aceștia. M-a făcut din ciorbă, nu din vorbe. Din ciorbă, bravo. Sunt de apreciat oamenii. Așa am întâlnit și eu chelnerițe, mai ales chelnerițe ucrainence prin România. Sunt femei care au plecat cu copiii dintr-o țară care a fost invadată, bombardată. Uneori căminele lor au fost distruse, au venit într-o țară străină. Nu toți le privesc așa pozitiv, cum o facem mulți dintre noi, sper, dar multe dintre ele au ambiția asta de a învăța limba română, de a lucra cinstit, de a face un serviciu grozav. Bravo lor! Revenim la bacșiș, iată, ne scrie o altă speță, Ileana din Corabia, și spune că eu aș da bacșiș la orice și nu mă dau banii pe afară, dar când ofer, mă simt bine să văd un zâmbet frumos pe un chip de om. Azi, de exemplu, aștept un dulap de 1925 de lei. Eu m-am pregătit cu 2000. Chiar? E mult? Nu cred. Omul vine de la voi din capitală și mi-l bagă în casă. La ce drumuri avem, cred că e ok. Deci Ileana a pregătit 75 de lei. Și 5 de lei. Da. Pentru un dulap de 1925 să-i plătească curierului care îl va băga în casă. Și acum o să ajungă curierul și o să spună, pentru eu, banii ăștia, nu mulțumesc că am auzit la Europa FM, vă mulțumesc, doamnă, sunteți foarte drăguță. Și apropo de asta, altcineva se întreabă, zice, eu stau la etajul 4, când curierul îmi spune să cobor până jos să-mi iau coletul, credeți că îi mai las și pagă? Nu, pentru asta nu, clar. Da. Bună dimineața, băieți! Mirel de pe Franța. În legătură cu bacșișul, să nu uitați, cei mai bogați sunt cei mai zgârciți și cei mai sărăcii. Am livrat lemne cu camion și cu divuitor din ăla în spate. La oamenii bogați, milioane de euro poate. Case de milioane de euro, sute de mii de euro, mașini de lux. Nici măcar un pahar de apă sau un 5 euro să dea la o livrare. Iar la alții am livrat care mi-o fă rușine să iau banii de la ei. Atât au fost de săraci și atât au fost de... Să vedea după ei că oamenii ăia s-o bucura și mi-au mulțumit prin gestul ăla care l-au făcut. Ba dându-mi un pahar de apă, ba dându-mi o cafea, chiar cu bani m-au îmbiet alții. O zi bună, să știți, cei mai bogați, cei mai zgârciți și ai sărăcii. O zi bună, numai bine. Ia uzi, Luca. Bună dimineața, Marius. Salut, Marius, te rog. Să dai mai încet radio. Bună dimineața, de la Constanța, taximetristul serviciu. Închide radio, fac ceva cu radio, că nu ne înțelegem altfel. Gata, l-am închis. E perfect. Deci, dacă te poți frumos cu clientul, primești. Dacă vorbești frumos, primești. Dacă te comporți frumos, primești. Problema este cu curierii. Ce facem cu ei? Că ei vin cu marfa târziu de tot, în jur de 7:30-8. La aia le mai dăm șpagă? E, lasă că nici taximetristul nu vine la comandă chiar când vrea clientul întotdeauna. Asta e, ce să facem? Lăsați, că văd că dumneavoastră circulați mai mult cu transportul alternativ. Veniți în Constanța și vedeți cum vin taximetriști. Am înțeles. Bine. Deci mulțumim. Înțeleg că ești taximetriști, te bucuri de un bacșiș, taximetristule de serviciu, dar la curieri, nu prea. Păi nu prea, pentru că vin târziu la 7:30-8 și mie nu-mi convine la ora aceea. Păi și ce facem dacă vine mașina și mai miroase țigară mașina, de exemplu? Nu există la mine mașină. Nu la tine, în general, asta că n-avem nimic cu tine. Întrebăm pur și simplu. Dacă miroase a țigare, să știți că s-au inventat
parfumurile, folosiți-l pe ăla cu scorțișoare, pentru că nu mai miroase în mașină, iar clientul că vine cu o țigare, vă garantez că mai mult de un fum, două, nu trage, se oprește, pentru că miroase prea frumos în mașină și nu vrea să strice mirosul din mașină. Mamă, dar ai parte nouă de clienți de ăștia bine crescuți. Ale, ce să facem și noi, asta este. Așa e în constant. O zi bună în continuare. Să trăiești. Uite, Doina ne-a trimis un mesaj, un adevărat studiu despre bacșiș. A spune așa, apropo de bacșiș, când am trăit în America și Canada, lăsam bacșiș întotdeauna, pentru că așa era cultura și bacșișul era 10%. În Olanda a fost la fel, dar în Spania am învățat, de exemplu, că nu se dă bacșiș. Când am trăit în România, lăsam și eu bacșiș. În Elveția, de exemplu, se lasă doar restul până la suma rotundă, nu mai mult de un franc elvețian. Toate aceste obiceiuri au un motiv. În America și Canada, oamenii care lucrează în servicii au salarii foarte mici și trăiesc din bacșiș. În Italia, Spania, Elveția trăiesc din salariu, au salarii bune și nu se așteaptă la bacșiș. Deci în Spania mi s-a și refuzat bacșișul de câteva ori și mi s-a adus un digestiv din partea casei. În America aproape că ți-e frică atunci când se pune nota în față. Ies după tine, urlă. Da. Și zice bacșiș sugerat și ajunge până la 25%, 25%. Să faci cruce. Adică ce Dumnezeule. Acum înțeleg că în America este o discuție întreagă. E o cultură toxică a bacșișului. Sunt foarte agresivi și inclusiv aparatele automate îți sugerează să lași bacșiș, știi? Adică îți cumperi un sandwich de la un automat. Serios? Da, și pe ecran pentru apare ce? Nu știu, nu știu. Bacșiș pentru ăla, băiatul care vine și schimbă sandwich-urile acolo. Da, a uns aparatul cu ulei sau ce? Că și apare acolo, bacșiș sugerat, $1, $2, $4. Am văzut capturi de ecran. Este o discuție întreagă. Da, apropo de 25%, acum și la noi pe 10, nota 5, de plată pe 20. E de la 10% la 20%. Că înainte era 10% stați. Și acum, de când e pe bon, s-a dus spre 20%. Da, 20%. Și în America îți sugerează 25%. Nu, acolo nu, aici poți să pleci liniștit, nu se întâmplă nimic. Acolo este chiar neplăcut, adică chiar pot să iasă după tine, înțeleg, mie nu mi s-a întâmplat că mi-a fost frică. Adică, atunci când i-am zis. Dar în Japonia, de exemplu, este exact pe dos, adică îi jignești dacă încerci să în le lași. America poți să-i întrebi întâi, aveți permis de portar? Mă, în general, așa, ca să sunt doar curios. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.